ajuns să abandonăm spitalele și lumea medicală cu această pandemie, nu o să înțeleg niciodată. Niciodată. Alexandru Prișcu este numele meu și reprezint cu stoicism Castelul Bran de peste 12 ani. Ideea a venit într-o seară, țin minte că era destul de târziu, era undeva după 10, în aprilie, când la jurnalul de știri al unei televiziuni românești l-am văzut pe premier exprimându-și intenția de a deschide centre de vaccinare în unități private. Erau foarte puține sau aproape deloc campanii, maratoane de vaccinare sau chestii de genul acesta și atunci s-a produs declipul. A urmat imediat, în zilele următoare, am luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică Brașov, iar după câteva săptămâni, mai exact în 7 mai, s-a administrat prima doză de vaccin la Castelul Bran. Campania a continuat și este activă și astăzi. Ideea este că proiectul a adus așa o acoperire mediatică, cum noi rar am mai văzut în ultimii ani. Efectele campaniei și efectele acestei acoperiri în media nu se văd anul acesta. Scopul nostru nu a fost acela de a reînvia turismul în 2021. Diferent cifrele, rezultate din campania de vaccinare nu sunt fabuloase. Proiectul a avut un simplu target de la început, revenirea la normalitate în anii următori. E de fapt un proiect de awareness și nu e un proiect de marketing care să crească imediat cifre. Efectele cred că se vor vedea din 2022 și 2023. Și mai e un plus pe care l-am făcut. Nu cred că suntem trendsetteri în România, pentru că până lucrurile s-au pus în mișcare, deja au mai apărut aceste maratoane. Erau primele maratoane, țin minte, la începutul lunii mai. N-am fost noi primii. Poate am avut primii ideea. A durat totuși o perioadă până când ea a fost transpusă în realitate. Nu e deloc ușor cu autoritățile române. Unii au viziune, unii n-au. Centrul de vaccinare de la Bran e deschis în raport cu casa de bilete și e operațional 3 zile pe un program care sumează 24 de ore în total. Motivul pentru care am prelungit cu primele două săptămâni din septembrie a fost taman acesta. Vine valul 4, facem un assessment după primele două săptămâni, dacă cifrele sunt în continuare în scădere, probabil că nu își va mai găsi rostul. Dacă cifrele vor înregistra creșteri, vom prelungi campania cu încă două săptămâni. Și asta vom face mereu, din două în două săptămâni. Dacă am putea pune sub umbrela eroului local colectivul nostru, că se poate, ne lasă și gramatica până la urmă, da? El este erou, dar e un personaj colectiv. N-aș vrea să-mi iau laurii, n-am fi reușit niciodată fără oamenii care stau în spatele nostru. Cred că sfatul meu pentru tineri este să urmeze sfatul medicilor. Și atât.